Stimați deputați, discursul meu va fi unul scurt. După cum cunoașteți, noi n-am participat, n-am delegat în această comisie e, membrii noștri deputați din partea Partidului Liberal din anumite motive. E, la ce vreau să mă expun acum? Despre acest raport poate vorbi doar în termeni critici, mă rog. Dar totuși este și un aspect interesant. Este și un aspect interesant care se referă la o constatare a implicării serviciilor secrete rusiești în schemele de finanțare a partidelor politice din Republica Moldova. Doar că, doar că, despre acest lucru mi pare bine, totuși, că târziu, dar totuși, unii colegi chiar și unii foști, nu spun cu, răută, cu răutate, unii foști membri ai Partidului Comunist s-au dat seama că de unde vine într-adevăr pericolul. Dar adevărul spus pe jumătate tot nu este adevăr. Dacă am spus, trebuie să spunem și bie, dacă spunem că au, finanț, au fost finanțate anumite partide și le-am numit, nu vreau să le fac reclamă aici, atunci trebuie să spunem, trebuie să spunem și despre finanțarea altor partide cum ar fi, din ce surse au, au, fost finanțate campania lui Igor Dodon și partidul pe care a, a, președintea cărea dumnealui a fost și cum el a devenit președinte în campanie trecută și de unde au luat banii și finanțarea altui partid care acum este în ascensiune, vedeți sondajele foarte obiective, partidul lui Ilan Șor, ne mai vorbim și de acțiunile de a, de, spunem, de mobilizare, de organizare așa numitor mari adunări naționale pe care au organizat de Partidul Democrat, cu aducerea aici în Chișinău a miilor și miilor de oameni, de unde se fac aceste finanțări, de unde iau bani. Asta am vrut, am fi vrut noi să avem această discuție sinceră, dacă suntem sinceri, să fim până la capăt. Ok, dar asta e altă temă. Minima mă miră graba, m-am mirat astăzi graba cu care noi încercăm să discutăm un subiect foarte, foarte important. Și înainte de a veni aici în fața dumneavoastră, mi-a venit și răspunsul. Eu cred că graba, anume, pentru faptul că noi discutăm anume astăzi și nu, nu ne-am alat o perioadă de timp ca să discutăm acest subiect, este rezoluția Parlamentului European de ieri. Și eu cred că acea, acest raport. Este o luare de poziție a guvernării dumneavoastră, estimați guvernanți, față de uh, acțiunile, față de criticile Parlamentului European care vin cu dumneavoastră pe capul nostru. Nu e bine, domnule, ce facem. Fiindcă această rezoluție, raport care s-a discutat ieri în Parlamentul European, acolo s-a vorbit de foarte mari derapaje de la democrație și faptul că în, în, în proiectul de hotărâre. Dumneavoastră, stimat comisie, vorbiți că cineva, o doamnă, nu vreau să-i pomnesc numele despre care s-a vorbit aici azi, a încercat să manipuleze, să lobieze asistarea, suspendarea de către Uniunea Europeană a macrofinanțării și alte fapte imputate aici. De fapt, acesta este rezultatul guvernării voastre. Când că de tot ce se întâmplă în Republica Moldova, cine este responsabil? Cei de la guvernare. Cine ascundem? văzând că cine ne-a impus pe noi să adoptăm votul mixt și am fost preîntemirat, am mers pe asta. De ce? Dar nu mai vorbesc de derapaj la de și de încălcarea drepturilor omului. Despre justiție selectivă nici nu mai vorbesc. S-a vorbit la infinit despre acest lucru. De aceea, eu am impresia că cineva astăzi, și prin acest raport, prin această încercare de a vota o hotărâre, de fapt, se dorește a sustragere atenția opiniei publice, publice, de la subiectul cel mai principal, de la furtul miliardului și de la adevărații. adevărații asta este scopul, adevărații beneficiari acelor 90% de oameni onești, în ghilimele, dar toți tac de 10% de oameni neonești. Interesant. Că 10% poate să mai mult decât 90%. Aceasta este, cred că, impresia care s-a lăsat în orice caz mie. Dar orice caz, orice arțiune, cât de ar părea ea nobilă, dacă vreți, într-adevăr, să... Eu nu, nu intru în esența, e, e vinovat această fundație, nu este vinovat. Probabil că sunt încălcări. Eu cred că este o încercare, este un început, mi-aduc aminte de când a venit Vladimir Putin la guvernarea Rusia, a început imediat cu finanțările ONG-urilor și a partidelor politice. Și încetul cu încetul a acaparat toată puterea. Astăzi știm în ce stare este democrația în Rusia. Stimați uh, colegi, uh, noi, Partidul Liberal, fracțiunea, am atenționat de nenumărate ori că în uh, Republica Moldova s-a instaurat dictatură, De ce? Noi nu vrem să participăm la această clonadă, la această farsă. Vă mulțumesc de atenție!